După remiza înregistrată în primul amical 2-2 cu Atletico Olimpia Gherla, FCSALău a obținut în această dimineață prima victorie în jocurile de verificare, câștigând cu 3-2 duelul cu Ardealul Cluj, formație ce activează în Liga Elite a Campionatului Național de Juniorii Republicani. Fără nigerianul Salif Nogo, care va ajunge cel mai devreme la Zalău în cursul zilei de mâine, formația pregătită de Constantin Olariu și Cristian Oros a dispus cu scorul de 3-2 de Ardealul Cluj, formație ce evoluează în Liga Elite a Campionatului Național de Junior Republicani. Scorul l-au decis zălăuani prin atacantul Alexandru Pop. Gazdele au restabilit egalitatea, dar până la pauză, alb-albaștri au trecut din nou în avantaj prin Cătălin Odenie. După revenirea de la vestiare, zălăuanii au mai înscris o dată prin Florin Istrate, care a transformat o lovitură de pedeapsă, iar clujenii au redus din handicap până la finalul jocului. Pentru formația zălăuană a evoluat și orădeanul Beniamin Boca, jucător aflat în probe. Președintele Ioan Morar a afirmat că pe lângă nigerianul Salif Nogo, la echipă vor mai ajunge în această iarnă câțiva jucători de valoare. Mai trebuie să ne vină un fundaș. Cel puțin 2-3 jucători vor mai veni până săptămâna viitoare. Sâmbătă este programat al treilea amical pentru FC Zalău împotriva colegii de serie Viitorul Ulmeni. Meciul va avea loc la ora 10 pe terenul din Parcul Sportiv Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca.